Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Concert de muzică clasică la Onești. Câinii, o reală problemă în județul Bacău. Cazul Mangeron în atenția autorităților. Concert de muzică clasică la Onești este anunțul făcut chiar de către primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. Marți, 14 februarie, de la ora 18 la Cinema Capitol, sărbătorim Valentine's Day prin muzică. Vă invităm la concertul La Vie en Rose, susținut de Quintetul Clasic. Repertorul recitalului propus va include melodii celebre din creația marilor compozitori. Intrarea se face pe bază de invitație. Se pot ridica maximum 2 invitații de persoană. Acestea se găsesc la Cinema Capitol de sâmbătă 4 februarie, ora 13. Mai multe aflăm de la directorul Bibliotecii Municipale Onești, Ionu Stenie. În luna februarie avem foarte multe activități, dar și evenimente. Printre cele mai importante, vă spun că pe data de 14 februarie continuă stagiunea muzicală a bibliotecii cu un concert nu neapărat dedicat îndrăgostiților, un concert pentru toți oneștenii susținut de Quintetul Clasic. Sunt niște artiști foarte talentați care vor veni pe 14 februarie ora 18 la Cinema Capitol, unde vor susține un concert cu melodii celebre. Vom avea valsuri, vom avea muzică clasică din filme și va fi un spectacol interesant. Intrarea este liberă, așa că vă invităm pe toți pe 14 să vă petrece seara alături de noi și de Quintetul Clasic. În ce locație? La Cinema Capitol, Cinematograful Capitol, unde avem 300 de locuri, așa că pot veni cât mai mulți oneștei. Problema câinilor a fost luată în discuție la secțiunea diverse a legislativului local al orașului Comănești, iar primarul orașului Viorel Miron a avut o poziție tranșantă. Am făcut și facem tot ce trebuie să facă o administrație locală din acest punct de vedere. Și anume, avem un adăpost prin care am adunat toți câinii din oraș de nenumărate ori. Nu odată, nu de 2 ori, nu de 3 ori, de 10 și 10 de ori. Apar noi și noi câini. De unde credeți că apar? Din curțile oamenilor. O parte aduși din alte localități. Dacă la nivel național nu se face un program strict de monitorizare a tuturor câinilor din România, în fiecare localitate, să se microcipeze, să se inventarieze, să se sterilizeze și să se facă adăposturi în fiecare localitate, așa cum am făcut noi, așa cum orașul nostru are adăpost, așa ar trebui să aibă toate comunele de pe Valea Trotușului, și în comuna Său, și în comuna Agăș, Brusturasa, Palanca, Ghimeș, sau în localitățile din aval de noi, deci e vorba de orașul Dărmănești, orașul Târgu Ocna. Nu au, aceste localități nu au adăposturi pentru câini. Și toți câinii care rezultă din curțile oamenilor, pe care îi vedem noi pe străzi, în toate localitățile din România, sunt urmare a faptului că cetățenii nu înțeleg să-și sterilizeze câinii. Din păcate, legislația s-a făcut ca cei care nu respectă această lege de a-și microcipa, steriliza, vaccina câinii din proprietăți, din proprietate, din curți, amenda este de la 5.000 de lei la 12.000 de lei. Închipuiți-vă dumneavoastră, o să mergem și o să facem și lucrul ăsta, o să luăm din casă în casă, din curte în curte, să facem lucrul ăsta. Propunea domnul consilier, mă pufnea râsul mai înainte, să dotăm primăria cu un microbuz, dubiță, ceva, să meargă la curte să-l sterilizeze. Nu problema e unde îl sterilizez, că îl sterilizez la poartă. Că după sterilizare,
câinele sterilizat, care a trecut prin această procedură medicală, are nevoie de un timp post-operatoriu, care durează 12-24 de ore. Păi poți să stai cu dubița la poarta lui 24 de ore acolo? Ca să vezi dacă își revine câinele? Știți dumneavoastră un cetățean care are un câine la care ține, dacă cumva nu-i reușește operația, știți ce se poate întâmpla? Este crimă și moarte de om. Nu vă pot spune că am avut operațiuni de sterilizare câini la adăpost, unde au venit printr-un program pe care l-am făcut noi, sterilizare gratuită, de sterilizare gratuită, unde au venit cetățeni din toate zonele localității noastre și nu numai. A fost cazul când, după sterilizare, unul din câini era o problemă că nu știam dacă mai poate fi salvat sau nu. S-au făcut transfuzii de sânge. Vreau să vă spun că proprietarii acelui câine erau disperați. Nu cumva să-i moară câinele, pentru că se atașează omul de acest animal pe care îl are pe lângă curte. Dar până când România, la nivel național, nu va aplica un program integral la toată populația noastră, din cei care au patrupede, să se meargă din casă în casă, din poartă în poartă și să fie convinși toți să sterilizeze câinii, nu putem să facem acest lucru. Și vă spun că este o bătaie de joc asupra celor care fac acest efort de a încerca, că nu se poate, de unul singur, într-un oraș, să rezolvă problemă la nivel național. Este exclus. Păi da, facem oricând această experiență. Luăm câinii toți până la zero. Mergem și inventariem tot, orice colțișor din... Și sterilizăm. Și sterilizăm. Și apar alții de la curțile oamenilor care nu sunt sterilizați. Apar alții. Știți că un cățel dă naștere la pui de 2 ori pe an? O femelă? Știți câți căței face o femelă la o naștere de pui? Între 5 și 10 pui. Între 5 și 10 pui. Deci dacă o singură femelă dă naștere de două ori, minim 5 să zicem, avem 10 căței la o singură femelă. Dar dacă avem 1000 de femele în comunea și sunt garantat peste 1000, deci 1000 ori 10 cât se fac? Doar într-un an de zile, atât. Doar într-un an. Deci este o muncă decisiv. Mai bine câte cineva, vai, ce drăgălașul de el. Cine vrea să vadă ce înseamnă această muncă, vă rog să o căutați pe soția mea. Oricând, la orice oră, din zi și de noapte. Avem proba concretă aici, domnul Tomiță Ardeleanu, la una din campaniile electorale, aduna semnături pentru cine este de acord să dispară câinii din oraș. Normal că toată lumea semna, inclusiv eu l-am căutat. Tomița, unde ai tabelul? Vreau să semnez și eu că vreau să dispară câinii din oraș. Păi zice, nu, normal că vreau să... Zic, poți să mergi cu mine acum? Unde? Până la adăpost. Ne-am urcat în mașină, ne-am dus. Nu eram singuri numai noi doi, mai era cineva, nu mai aduc aminte. Încă 2-3 persoane. Ce credeți? A găsit-o pe soția mea plină toată de... cum muncea acolo, cu gălețele, să dai mâncare la 1000 de câini pe zi. Să le cureți excrementele la 1000 de câini pe zi. Să le dai mâncare, să le dai apă la 1000 de câini pe zi. Știți ce înseamnă lucrul ăsta? Este o muncă decisiv. Faceți această experiență doar cu un câine, cu doi. Și dacă vi se pare că e o glumă, pentru că îl văd pe domnul consilier că așa râde pe sub mustăți așa, să încerce să ia din cartierul domniei sale 5 câini care îi vede pe stradă, să-i bage în curte. Și să zică, eu voluntar, m-am oferit și am luat acești câini de pe stradă. Și va constata că nu durează o săptămână, două, trei, o lună și vor apare alți câini. Și o să zic că, domne, eu din propria mea, din dorința mea de a rezolva această problemă, voi mai ridica și acești câini. Până când o să aduni 100, 200, 500,
Soția când a plecat, a plecat cu 100 de câini, 150, s-au făcut 200, s-au făcut 300, s-au făcut 400 și am ajuns la 1000. Și dacă se ajunge la 10.000 în adăpost, câinii din stradă nu vor dispărea. Câinii din stradă trebuie să oprim cauza. De altfel, aceasta nu este singura problemă. În prima zi a lunii februarie, în parcarea unui supermarket din zona Autogării din municipiul Bacău, o bătrână a fost pusă la pământ de o haită de câini și mușcată. Femeia de 71 de ani a fost atacată de haita de câini în timp ce ieșea din magazin. Aceștia au apucat să o muște, însă norocul a făcut ca doi bărbați să vadă întreaga scenă și au salvat-o la timp pe femeie. Bătrâna a ajuns cu greu acasă, mușcată și plină de sânge. Reamintim telespectatorilor noștri faptul că și în imediata vecinătate a Oneștiului, un bărbat a fost găsit mort pe drumul dintre Onești și Bucium, pe corp având multiple mușcături. Cazul Mangeron în atenția autorităților. Joi 2 februarie, la prefectura județului Bacău, a avut loc o conferință de presă susținută de prefectul județului Bacău, Lucian Bogdănel, de profesor Ana Maria Egarmin, șef al Inspectoratului Școlar Județean Bacău și inspector șef Măriuca Mariei, șefa Biroului pentru Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. Mai multe aflăm în minutele următoare. Ziua de ieri a fost o zi a anchetei, a administrării de material probatoriu, a audierilor care au ținut până la miezul nopții și s-au finalizat în jurul miezului nopții cu măsura reținerii preventive a elevului agresor de la Liceul Tehnologic Dumitru Mangeron. Este o măsură care poate părea dură, însă pentru mine, la fel de dure și de macabre, au fost și imaginile revoltătoare postate în rețelele de socializare cu privire la acțiunea elevului agresor de la Liceul Mangeron. Și aprecierea mea în calitate de prefect al județului Bacău, mă bucur că în concordanță cu conducerea Inspectoratului de Poliție Județean a fost aceea că este un moment T0, un moment în care trebuie să dăm un exemplu și vor mai continua aceste exemple cu adolescenți care transformă școala într-un loc al violenței și al bullying-ului. Din punctul meu de vedere, este momentul să spunem stop acestor practici la nivelul școlilor din Bacău și să acționăm cu intransigență și inflexibilitate, astfel încât acest flagel, recrudescența violenței în școli, să fie combătut cu eficiență și chiar eradicat. Pentru că până la urmă vorbim de copiii Bacăului, de elevii orașului și județului Bacău, de viitorul nostru. Cazul Mangeron, eu nu mă iluzionez, este departe de a fi unul singular în spațiul educațional băcăuan. Dar violența de tipul celei consemnate în imaginile pe care le-am văzut cu toții reprezintă pentru noi elefantul din cameră pe care noi am ales să-l vedem și să-l confruntăm în mod direct. Nu să ne facem că nu știm că există sau că nu este în cameră. Nu ne putem ascunde după deget, iluzionându-ne că am avut de-a face cu un caz izolat sau marginal. Dimpotrivă, aș spune. Eu știu foarte bine că mulți dintre directori, dintre profesori, din rațiuni pe care până la un punct le pot înțelege, de pildă aceea de a ține, avea o imagine corectă, onorabilă a școlii în care activează dânsii, trec sub tăcere aceste acte de violență, agresiune sau bullying la nivelul școlilor lor. Cosmetizează sau chiar bagatelizează aceste acte. În schimb, cred că a sosit momentul să ne ridicăm la înălțimea responsabilităților pe care le avem și la înălțimea consecințelor și urmărilor pe care
minimizarea acestor cazuri, iată, le au asupra elevilor. Și spun treaba asta pentru că conducerea Liceului Tehnologic Dumitru Mangeron știa că există un elev problemă în acest liceu. Și nu doar el. Da, ne raportăm la acest elev problemă pentru că dânsul este dedus cazului care s-a întâmplat ieri. Știa. Dar din perspectiva mea a tratat acest caz cu oarecare superficialitate, ca să folosesc acest eufemism și să nu folosesc un termen mai dur, care poate s-ar impune. Care sunt cauzele, din perspectiva mea, ca prefect al județului Bacău, pentru că ele sunt multiple, variate, și sigur că reprezentanții IPJ și ISJ vor pune în lumină partea lor de concluzii și de constatări. Eu îmi permit să fac câteva considerații plecând de la ceea ce am înțeles eu și ceea ce văd eu că se întâmplă în peisajul educațional, pornind de la cazul revoltător de la Liceul Tehnologic Mangeron. Una din cauze, eu cred că are legătură cu educația din familie, mai exact cu lipsa educației din familie. Pentru că școala nu poate fi lăsată de una singură și nu poate suplini absența educației din familie. Nu poate juca rolul de părinte școala. Un al doilea factor pe care l-am constatat și cauză ține de anturajele promiscuie din școli și de obiceiurile de dată recent ale tinerilor noștri și adolescenților noștri. M-a oripilat, dragi colegi din presă, m-au oripilat imaginile cu colegii de la Mangeron care, amuzați, filmau agresorul, cum agresează victimele. Cei doi elevi rămași pur și simplu fără niciun ajutor și neajutorați. Doi elevi CES, cu necesități educaționale speciale. M-a oripilat. Asta ce demonstrează? Demonstrează lipsa educației de acasă, discernerea între ce e bine și ce nu e bine, ce e rău, și totodată superficialitatea conducerii acestei unități școlare, care știa foarte bine ce este, ce are în curte, în propria curte, ce are în propria ogradă. Victor Plutașu, elev al Colegiului Național Dimitrie Cantemir din Onești, olimpic național la istorie, și-a lansat joi 2 februarie la filiala Cosânzeana a Bibliotecii Municipale Radu Roseti Onești prima sa carte, Începuturile Regalității Orientale. Mai multe în minutele următoare. Misiunea istoricului este de a reconstitui trecutul cât mai fidel, cât mai aproape de adevăr, dacă să ne gândim. Începuturile Regalității Orientale e un subiect deloc abordat de istoria, de istoriografia noastră, de fapt, de istoricii noștri. Și când vorbim despre Sumer și Egipt, ne referim la primele două civilizații. Din punctul meu de vedere, sunt mai mulți factori care îngreunează căutarea adevărului istoric. Istoria este o știință exactă, din punctul meu de vedere. Avem de-a face cu documente, izvoare, scrise, nescrise și așa mai departe. Însă istoricul trebuie să le analizeze și să își dea cu părerea până la urmă. Speculația istorică nu este o invenție, ceva fantastic, ceva fabulos. E un proces de deducție logică, care pornește de la un temei palpabil, material, izvoarele istorice, și avansează către anumite deducții, anumite ipoteze, teorii. Asta e misiunea istoricului. Totuși, nu putem atinge adevărul absolut. Niciodată. Nimeni, niciun om, cel puțin, nu deține și nu poate și nu va deține niciodată adevărul absolut. Însă, istoricul trebuie să se apropie cât mai mult și cât mai bine de adevărul absolut. Nu-l poate atinge, dar cât mai sus. Și aici intervin mai mulți factori care ne-au bântuit și istoria noastră 200 de ani.
sau chiar mai bine de atât. Doi factori care împiedică acest ascendență către adevăr. Naționalismul, care trebuie să fie diferențiat de patriotism. Patriotismul este iubirea față de țară și față de neam. Și este un lucru foarte bun, mai ales în zilele noastre. Ei, însă naționalismul este cu totul altceva. E o diferență foarte fină, o treaptă foarte mică între patriotism și naționalism. Naționalismul deja devine ceva patologic. Deja deviază în xenofobie, rasism, antisemitism și așa mai departe. Și aceste lucruri trebuie evitate pe cât posibil, mai ales de un cercetător științific, cum sunt istoricii. Al doilea factor este ignorarea unor cercetări, unor studii. În manualele de istorie încă se vorbește despre cele două civilizații originale, Sumerul și Egiptul. Din păcate, pentru manualele de istorie și pentru cărțile de istorie, încă din secolul trecut sunt diferiți cercetători, atât străini cât și români, care au adus argumente împotriva acestei ipoteze greșite. Nimeni se crede că civilizația sumeriană și egipteană sunt două civilizații diferite, care s-au dezvoltat în paralel, independent una de cealaltă. Este o ipoteză falsă. Au foarte multe legături între ele și eu nu am adus, nu am inventat, nu am propus pentru prima oară această teorie. Eu, cartea mea, are rol doar de a o întări. Cu binecuvântarea Arhiepiscopului Ioachim al Romanului și Bacăului, slujba de pomenire a mărturisitorului Valeriu Gafencu și a tuturor martirilor din temnița penitenciar Spital Dârgocna are loc anul acesta pe 17 februarie. Valeriu Gafencu este unul din tinerii care au murit pentru Hristos luptând pentru apărarea credinței ortodoxe și a neamului românesc. Mulți îl supranumesc Sfântul Închisorilor. Tatălui Valeriu Gafencu a fost deputat în adunarea reprezentativă care a votat unirea cu România în 1918. A fost deportat în 1940 în Siberia, unde a și murit. Valeriu Gafencu a fost arestat în 1941 la doar 20 de ani, pe când era student la Facultatea de Drept din Iași. A fost condamnat la 25 de ani de muncă silnică pentru activitate legionară. După proces, ajunge la închisoarea Aiud, unde va sta până în 1948. Ultima perioadă de detenție a fost cea la închisoarea Sanatoriu Târgu Ocna, unde a fost închis din decembrie 1949 și până pe 18 februarie 1952. A contactat multiple boli în regimul dur de detenție al închisorilor. Este vorba de TBC pulmonar, osos și ganglionar și reumatism. Cu trupul acoperit de răni, Valeriu Gafencu și-a așteptat moartea cu o seninătate care i-a înmuiat până și pe gardienii de temut ai închisorii. Valeriu Gafencu și-a cunoscut dinainte ziua plecării la Domnul, în ziua de 2 februarie 1952, cu 16 zile înainte de adormirea lui, Valeriu i-a rugat pe colegii săi de suferință să-i facă rost de o lumânare și de o cămașă albă până pe 18 februarie. După 10 ani de închisoare, Valeriu Gafencu a adormit la Domnul văzându-și dinainte plecarea. În așteptata zi de 18 februarie, la ora 14, după o îndelungată rugăciune cu ultimele puteri, Valeriu a spus: Doamne, dă-mi robia care eliberează sufletul și ia-mi libertatea care îmi robește sufletul. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 4 februarie, cerul va fi în cea mai mare parte noros, pe alocuri sunt șanse de ninsori, mercurul în termometre nu trece de 5 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la minus 3 grade Celsius. Duminică, 5 februarie, cerul va fi parțial înnourat, sunt posibile ninsori, mercurul în termometre nu trece de minus 4 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la minus 6 grade Celsius. Luni, 6 februarie, cerul va fi în cea mai mare parte noros, pe alocuri sunt șanse de ninsoare, iar mercurul în termometre va înregistra valori de minus 3 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la minus 8 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.